În acele timpuri trăiam într-un oraș militar, la nord. Acolo se afla o închisoare cu regim strict. Iar chiar în oraș aveam o pepinieră, unde creșteau câini ciobănești germani de rasă pură. În acel timp, această rasă era o raritate. Într-o zi, soțul meu a adus acasă un cățeluș. Acesta se născuse al 8-lea, foarte slab și micuț. Se considera că nu e o partidă bună și producătorii voiau să-l adoarmă. Dar soțului a plăcut atât de mult cățelușul și a decis să-l ia acasă. Crescătorii nu prea erau de acord de la început, dar până la urmă a reușit să-i convingă. Am început să-l îngrijim, îl hrăneam din pipetă și îl lăsam să doarmă într-un loc călduț. Și iată că Max a crescut. În acea vreme avea vreo 9 luni. Îl lăsam pe afară să se plimbe, fără botniță. Era complet inofensiv, foarte deștept, dar cam fricos. Câinii din curte lătrau la el și chiar puteau să-l muște de coadă sau picior. În așa situații, Max încerca să se ascundă după noi. Ne era foarte amuzant să ne uităm cum îi este frică. Într-o zi, voiam să merg într-un magazin din orășelul vecin. Până acolo puteai să ajungi și pe jos. Erau vreo 3 km distanță. Aveam copii mici, i-am pus în cărucior și am mers la plimbare împreună. Mă uitam în jur, dar Max nu era alături. Poate fugise în vreun tufiș. Merg și când văd din cealaltă parte a drumului, înspre mine vin doi condamnați. Au trecut strada și veneau chiar spre noi, zicând ceva indecent în adresa mea. M-am speriat foarte tare, căci în jurul meu nu era nimeni, doar o pădure deasă. Mă gândeam că gata, până aici a fost. Nu puteam să mă întorc, nu puteam să întorc căruciorul greu de fapt împreună cu copiii. Era inutil să strig, nimeni nu mă va auzi. Și dintr-o dată aud cum înspre noi aleargă Max, furios, cu spumă la gură. El lătra și hârâia și când s-a aruncat peste condamnați, l-a apucat pe unul de mână și a început să-i o sfâșie. Ia-ți imediat câinele de aici, căci o să ne lămurim rapid cu el. Să vă spun ce luptă a fost, trebuia să vedeți. Nici nu credeam că Max al nostru este capabil de așa ceva. Eu îi spuneam, fu Max, fu, dar el parcă nu mă auzea. Continua să-i sfâșie pe condamnați. Da, și al doilea a primit-o bine. În acel moment, pe alături mergeau doi tipi cu automobilul. S-au oprit și m-au ajutat să-l calmez pe Max. Ne-au petrecut apoi acasă. L-am hrănit cu ceva delicios și l-am lăudat pe Max. După acel incident, respectul de sine a crescut la sigur. Acum el se comporta ca și un campion și la câinii din curte se uita de sus. Prieteni, scrieți-ne în comentarii cum vă pare această mică istorie. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!